Tremurătoare astăzi într-un bloc din sectorul 4 al capitalei, după săptămâni întregi în care a stat fără mâncare și fără apă, închisă între patru pereți, o cățelușă a fost în sfârșit salvată, cu greu însă, după zile în șir în care n-a văzut lumina zilei și nici picior de om, înfometat și însetat, bietul animal aproape că s-a sălbăticit. O cățelușă neagră ca o focă, e așa de frumoasă și o cheamă Cocuța. Vecinii n-au mai văzut-o pe Cocuța de aproape un an, de pe vremea când stăpâna ei, o bătrână de peste 80 de ani, trăia. De săptămâni întregi, cățelul dinăuntru latră neîncetat. Pare că cere ajutor. Probabil proviziile de mâncare și apa s-au terminat de mult. După ce a murit proprietar apartamentului, o vreme o rudă a venit să hrănească animalul. De la un timp, așa se pare că bătrâna ar fi aflat că nu are niciun drept asupra apartamentului, dar a abandonat animalul. În urmă cu aproape o lună, de atunci, Cocuța a luptat să supraviețuiască. O vecină n-a răbdat doar să asculte chinul animalului. Plânge că mă aude. Cocuța, stai că-i dă cu caie lui să-i dă cu casă toate. Pe lângă zgomot, vecinii sunt deranjați și de miros. Și deranjăm. Astă vară mirosea aici, îngrozitor de la mizeria în casă. Vecinii au încercat în zadar să le găsească pe rudele bătrânei. N-au reușit, așa că au luat decizia de a intra cu forța. Speriată, cățelușa a fost preluată de reprezentanții unui centru. Aceștia intenționează să-i dea pe mâna legii pe cei care au abandonat câinele în casă. Trebuie date un exemplu, 2, 3, 7, 9, până când lumea înțelege că cruzimea împotriva animalelor este la fel de gravă și periculoasă ca și cruzimea împotriva omului. Militarii noștri din Afganistan